Polițiștii au făcut portretul robot al mașinii preferate de hoți, cu lucruri de valoare lăsate la vedere și eventual cu portierele descuiate. Spărgătorii de mașini nu rezistă tentației și fac ca obiectele să dispară imediat. Nu-i tenta pe hoți, că nu rezistă ispitei. Să rămână, mamă, la mulți ani! Să rămână și la mulți ani, mamă! Trebuie să avem ceva în mână! Da, trebuie o floare! Trebuie un buchet de floare! Să le aduc acum? Lasă! Trebuie acum avea asta! Când veniți! Bună seara! Bine ați venit! Bine ați venit și trăiți! Să trăiți! Vă mulțumim că ați venit! Seara mâna, doamnă! Bine ați venit! Vă așteaptă de dimineață! Doamne! Bună seara! Cântăm acum! Bună seara! Doamnă primar, dumneavoastră sunteți? Da! La mulți ani! Multă sănătate! Multă sănătate și la familie, bine că v-am văzut uneacă! Da. Să fie putră cu mâine! Da. De acum facem un tort! Care v-am mai așteptat? Da? Ați văzut cum la întrebări? Am fost plecat la Iași, mătușit! Mulți înainte! Dar eu mai dragi multe ani, ești să mă credeți! Cu doriți să știți al nostru! Mamă, nu plânge! Să-i vă mai așteptați! Dar știu că sunteți ocupați! Mamă, și plânează și nu plânge, fata trebuie să râzi! Lasă chiar plânge de bucurie acum! Da, proste că ați venit! Sănătate, să văd aici și bucurie! Și mă tare la fel, mă tușic! Da, aici... Nu plângi, mamă! Lasă chiar plânge de bucurie, lăsați! Da, e emoționată. Faci mă acuși ceva. Asta. Ce zice cu mine? Da, stau, așa stau. Așa stau. Hai, suflăm aici. Mulți ani trăiască, hai să suflăm în tort. Bravo! 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 Mă primești la anul, da? Da, da, da! 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 Din partea mea, un mic dar, da? Uite aici! Asta! Și o diplomă îți mă dau, da? Bani și diplomă. Bani, aici ai niște bani, da? Domnul primar, bun, dar proste, să trăiți, să ce ți-am adus familia. Mulțumesc, la fel, mătușă. Să ajungă și dumnealui. Râte, am venit înapoi, stricat, nu era tete la locul lor, am ușit și am făcut. De ce n-ai bunică? Tare, spune-mă, da, azi am împlinit 100. Bravo! Da! Bunică, câți copii ai? De pe am 4-5 cu care trăiesc. Câți nepoți ai, bunică? Dar ce nimeni știe, 3, 4, 5, 6, prin toate părțile. Pe la Roman, pe la București, pe la Suceava. Așa. Spune-mi, în timpul războiului, da. Ai prins războiul, primul război mondial și al doilea război mondial. În primul război mondial, unde erai, unde te aflai?
eram acasă în Cosmești, amărâtă, ascunsă, cu mama prin pod. Ne, ce să faci? Ca la război, nu? Da. Și eu cu atâția copii, când a rămas cu 5. Și omul s-a dus în război și eu cu 5 am rămas. Numai eu știu, domnul primar, că vă spun ca la tata, eu, nu așa. Bunică, în al doilea război mondial, unde a fost frontul pe zona asta? Unii dar o pus și pe aici, pe dealurile este, pe aici, pe băile este, o pus, o pus. Împrăștieți, ascundem mamele noastre, prin pod, prin... Ce să fac dacă așa era? Era. Ia uite, domnul primar al nostru, tare îmi pare bine, tare am vrut să-l văd, să-l cunosc, că e al nostru. Când e vorba de primar, gata. S-o terminat tăti. Bunică, ia spune-mi la chestie. Rege? Da, rege. A, da, ce nu mai știi, că era așa, 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 așa. Da. Ei conduceu, ei făceu, ce puteai să faci, ce să zici? Cum făceu, așa era bun. Gata. Fac acum ce el, acum, atunci a fost așa, a spus rege. Și atunci era așa, acum e așa. E așa. Așa a spus el, da. Vai, tare, îmi pare bine. La mulți ani, Nicolae. La mulți ani. Mulțumesc frumos, Sloboda Flotu, că din tare v-am mai așteptat cu supețelul la gură să-mi cunosc primarul meu, care am scris pe o hârtie și o țână aici, da. Unde a fost deportată? În refugiu, adică. În refugiu. Dochea, județul Neamț. La Dochea. La Dochea. Să-i spui ceva de refugiu. Cum a fost în refugiu? Da, și se pare am fost încălzită cu 5 copii care mă prime, care nu. Altul dormea pe o vatră. S-au îmbolnăvit copiii de stomac, stătea pe o vatră lungiți. Vă spun, nu ca la primar, ca la tata, eu. A fost greu. Da, am fost încălzită, ce să mai spun? E bucurie pentru că în comuna noastră, Stolnicen Prăjescu, am sărbătorit în decurs de 2 săptămâni, 2 centenari, doamna Cobzaru și domnul Bursuc, Gheorghe. Deci care, na, orice comună s-ar bucura să aibă cât mai mulți centenari. Deocamdată noi avem 2, s-ar putea la anul să fie mai mulți. Încă o dată îi urez la mulți ani, Mătășuca, și la toată familia nepoții să aibă grijă de ea și ea să ne aștepte. Și de 100 de ani, și cu uit, și cu urechi, nu văd și n-au, domnul primar. Eu vă spun că la tata eu. Lasă-mă. Da. Da, urez familiei lui doamna Cobzaru multă sănătate și să aibă grijă de ea. Este în vârstă și bolnavă, cum spune și dumnea ei, să aibă grijă de ea. Aici, așa, e aici, așa. Nu, gata, lasă-o acolo, lasă-o acolo, lasă-o acolo. Programul privind distribuirea alimentelor către persoanele defavorizate prin Uniunea Europeană a început în data de 22 septembrie 2011 și s-a desfășurat mai greu din cauza că n-au fost toate alimentele primite în același timp, s-au primit pe rând. Am primit pentru 857 de persoane alimente, s-a distribuit în proporție de 95%. Mai avem alimente pe stoc, pentru care urmează să primim liste suplimentare de la Consiliul Județean Iași. Mă numesc Minciună Vasilică.